Peste 500 de severineni s-au înscris în programul Rabla Local din această sesiune. Aceștia își doresc să scape de mașinile vechi, uzate și să primească în schimbul lor 3.000 de lei. Într-o beta turnul Severin pot fi casate prin programul Rabla Local 1.000 de mașini, adică maximul admis. 560 de mașini uzate mai vechi de 15 ani ar urma să fie eliminate din circulație prin intermediul programului Rabla Local la Drobeta Turnu Severin. Reprezentanții primăriei așteaptă severinenii care s-au înscris în acest program să semneze contractul de finanțare cu primăria pentru casarea autovehiculelor. Începând de astăzi, severinenii pot depune dosarele, cei 560 care s-au înscris în program, nu alții, cei care vor să mai depună în continuare dosare nu o pot face în această perioadă, doar în cazul în care se va deschide o altă sesiune pentru fondurile rămase neutilizate. Cei 560 care s-au înscris pe site-ul AFM vor veni la primăria Drobeta Turnu Severin cu documentele care s-au solicitat pe baza cererii TIP, iar după o perioadă de încă 10 zile, noi vom analiza și vom lua decizie cu fiecare dosar în parte și cu cei care vor fi în regulă se va semna un contract de finanțare. În urma contractului de finanțare, dânșii vor duce mașina la centrele autorizate din municipiul Drobeta Turnu sau din altă parte, e opțiunea dânșilor, și cu dovada respectivă se vor prezenta din nou la noi și atunci se va opera și plata către beneficiari. După semnarea contractului de finanțare cu primăria, persoana fizică va casa și va radia din circulație și din evidența fiscală autovehiculul uzat pentru a beneficia de stimulentul pentru casare în valoare de 3.000 de lei.